conferința de presă de astăzi este prezent antrenorul secund domnul Ion Sărescu. Alături se află și fotbalistul echipei noastre, Constantin Gric. Domnule Sărescu, câteva cuvinte despre partida cu Dinamo de joi. Bună ziua, dumneavoastră, întregii prese. Vis-a-vis de meciul din Cupa Ligii de joi, să vă spunem că tratăm cu maximă seriozitate acest joc. La fel ca pe celelalte, pe fiecare care le disputăm în campionat. Însă, pentru noi nu este un obiectiv prioritar Cupa Ligii. Este un obiectiv secundar. Edi a spus în nenumărate rânduri că, datorită schimbărilor la nivelul lotului, normal că ne este puțin cam greu să participăm pe toate cele trei fronturi, campionat, Cupa României și Cupa Ligii. Dar asta nu înseamnă că nu ne vom lupta să câștigăm acest joc de joi seara. Cam atât. Va fi greu cu regiunea? Bineînțeles, este mult mai greu când nu poate să participe efectiv lângă grup. Cum veți comunica? Asta vine calea de comunicare? Nu știu, astea sunt detalii care ne privesc pe noi, pe staff-ul. Sunt convins că vom comunica și vom face tot ceea ce e posibil să câștigăm jocul. Să ne așteptăm la ceva schimbări? Da, vis-a-vis de lot, este posibil să apară unii jucători care au avut mai puține minute jucate până acum. Și așa cum vă spuneam, nefiind un obiectiv prioritar Cupa Ligii, vom încerca să dăm minute și altor jucători. De exemplu, Constantin, Caluta? Nu vreau să mă pronunț asupra numelor. Vor fi anunțați înaintea jocului jucătorii care vor participa. Avem încredere în tot lotul avut la dispoziție. Fiecare, chiar dacă am pierdut acum jucători ca Roman și Anton, care erau o plusvaloare pentru lot, noi avem încredere în toți jucătorii care avem la dispoziție și fiecare este pregătit să participe efectiv pentru a câștiga orice joc. Sunt șanse și pentru un portar să mai schimbe? Când mă refer la toți jucătorii, mă refer inclusiv și la portar. Cine nu prinde lotul pentru acest meci? Poftiți? Cine nu prinde lotul de 18? Deci deocamdată nu am făcut, vom vedea în cursul antrenamentelor de astăzi și mâine, în funcție de problemele medicale care le mai avem, vom stabili lotul de 18. Cine mai are probleme medicale în acest moment? Au fost câteva probleme medicale care se pare că în ultimele zile stafful medical i-a adus la o posibilitate de a participa efectiv la joc. Știm foarte bine al lui Wellington, dar așa au reluat antrenamentele și în funcție de nivelul lor vom hotărâ care este lotul de 18. Care ar fi șansa să-și face Wellington? Sub 50%? Nu pot să mă pronunț asupra unor șanse. El și-a reluat antrenamentele, este bine, asta ne bucură și bineînțeles că va apărea în echipă. Acum sau duminică? Apropiere și mai descoperiți. Nu, deci mă repet, sunt în lot jucători pe fiecare poziție dublați și fiecare poate să apară să... Și ai făcut ce treabă unde e post dublat? Avem post dublat. Cine? Caluta. După venirea lui Cristi Săpunaru, totuși de ce mai are nevoie fonduri? Ce posturi mai trebuie suferite în această perioadă? Dacă mai vine cineva? Nu pot să vă răspund această întrebare. Este întrebare legată de ceea ce înseamnă partea managerială a clubului. Noi, lotul care îl avem la dispoziție, suntem foarte mulțumiți de ultimul transfer al lui Săpunaru, care de altfel este puțin în urmă cu pregătirea fizică și bineînțeles că prin plus experiența lui și valoarea lui poate să fie un lider de care avem nevoie pentru meciurile următoare. Dar nu pentru meciul de cupă.
Deci, mă repet, este puțin în urmă cu pregătirea fizică și vom decide în funcție de, de stadiul la care este. Edi Iordănescu și era la un moment dat încă un fundaș central, a venit încă un fundaș dreapta. Este posibil să-l vedem pe Cristi Săpunaru la un moment dat și în centrul defensiv? Deci, la valoarea și experiența lui Săpunaru, eu sunt convins că el, cel puțin trei posturi, poate să, să joace extrem de bine. Deci este posibil? Deci este posibil să acopere trei posturi. Credeți că la club e mai greu decât cel din campionat? Da, Dinamo este echipa neînvinsă a campionatului. Dinamo este echipa care a luat cele mai puține goluri pe parcursul acestui tur de campionat. Noi, bineînțeles că ne dorim să reușim să-i administrăm prima înfrângere, dar să nu uităm că în ultimele, iată, patru jocuri, în fiecare joc disputat s-au marcat minim trei goluri, ceea ce, în primul rând, va fi un spectacol probabil atractiv pentru spectatori și iubitorii suporterii ai noștri. Ne-ați surprins spunând că nu este un obiectiv principal, este un obiectiv secundar cu colegii. Tocmai acum, în momentul în care a devenit mai atractivă din punct de vedere financiar, câștigătoarea va pune mâna pe un pot de 400.000 de euro, ceea ce înseamnă destul de mult pentru un număr relativ redus de, de jocuri în care se poate ajunge la, la trofeu. Nu vă mai gândiți la, la acest aspect? Deci lucrurile sunt destul de clare. Noi avem la dispoziție întreg lotul și bineînțeles că pe parcursul acestor competiții, campionat, Cupa Ligii, Cupa României, vor participa efectiv toți componenții lor. De aceea vă spun și vă repet că avem încredere totală în lotul avut la dispoziție și cei care vor, vor apărea în primul 11 vor da totul pentru a câștiga acest joc. Sperăm să vină lumea la stadion, dar de data aceasta, dacă îmi permiteți, chiar i-am vrea să-i simțim mult mai aproape și de ce nu să ne susțină pe noi ca fiind gazde a, a, a acelei baze sportive de la Severin. Da, este o oră cu atât mai mult atractivă pentru iubitorii fotbalului, pentru că probabil va fi și meciul cel mai interesant al zilei. Mai puțin atractiv, la între ghilimele, să spunem așa, pentru suporterii gorjeni. Ar trebui să se întoarcă de la Severin acasă foarte târziu și a doua zi probabil să meargă și la loc. Da, eu sunt convins că iubitorii de, de fotbal și de pandurii vor fi alături de noi și atât cât vor putea ne vor susține pentru a reuși să învingem pe Dinamo. Nu neapărat un meci special, este un meci în care este în joc un trofeu. Sper să, să ajungem cât mai departe, dacă nu, să și câștigăm acest trofeu. Ne așteaptă un meci greu, întâlnim o echipă care nu a pierdut în acest an, dar sper să-i administrăm noi prima înfrângere în acest an. O echipă, din punctul meu de vedere, care are o bună organizare în joc, un antrenor cu mare experiență, dar și noi avem un grup, un grup unit aici și am încredere mare că putem să câștigăm acest meci. Anton a ajuns la Dinamo. Mă bucur pentru el că a reușit să se transfere. Acum îi doresc multă baftă și sper să câștigăm noi, joi seara. Fiind ultimul venit de acolo, ți-a cerut referințe? Încă nu, n-am apucat să vorbesc cu el de când a plecat. A plecat ieri și nu am apucat să vorbesc cu el. Crezi că îl vei vedea în teren la joi seara? Nu știu, asta nu depinde de mine. Dacă o să apeleze antrenorul la el, atunci probabil că va juca. Ce sfat îi dai ca să se adapteze la Dinamo? E destul de matur să se adapteze singur. Sfaturile mele să fie serios, să-și vadă de treaba lui și să evolueze cât mai bine. Tu cum privești mai important meciul cu Dinamo decât cel cu Astra?
Este o competiție diferită. Campionatul avem un obiectiv să accedem în play-off, iar Cupa Legii sper să ajungem în finală sau dacă nu, să și câștigăm. Normal că suntem... Se poate întinde. Suntem... Și puțin în campionat s-a arătat că s-a terminat. Va fi un meci echilibrat și trebuie să ne așteptăm la orice. Dacă vor fi prelungiri, atunci sper să câștigăm indiferent de situație. Sunteți pregătiți să începe joi seara, să terminați vineri dimineața? Noi ne-am dorit să terminăm în timpul regulamentar, adică să câștigăm în timpul regulamentar, dar acum depinde de joc. Până joi se pot întâmpla multe lucruri. Atunci este decizia lui mister dacă voi evolua joi seara.